secol 15, la 1886, când domnitorul Vlad Călugărul menționează într-un document că aprobă proprietățile unui anume jupân roman. Acest jupân roman are apoi niște fii, patru la număr, despre care știm în 1514 că dețin o serie de moșii în județul Gorj, pe lângă Târgu Jiu, și anume Palomirești, Crasna și Romanești, de unde vine și numele familiei și la neamul. Unul dintre descendenții acestor boieri, până la urmă putem să le spunem, este Ioniță Romanescu, anunoastea lui Rudolf Vladimirescu. El este mort la 1821 de hanger turcesc la Drăgășani, dar în urma lui rămâne soția, Maria Romanescu, și trei copii, o fată Catinca și doi băieți, Petrache și Costache. Costache era încă în burta mămicii atunci când Ioniță era ucis de turci. După moartea lui Ioniță, Maria și cei trei copii se mută de la Târgu Jiu la Craiova și aflăm în 1833 că locuiau lângă biserica Mântuleasa, în care ne aflăm, acum într-o casă modestă cu trei cămăruțe mici și o sară. De aici începe marea aventură a romaniștilor în Craiova. Nu mai știm nimic despre fiică, despre Catinca, în schimb știm despre cei doi băieți, Petrache și Costache, că au mers la școală, primind niște buste de la Primăcămia Craiovei. Primăcămia, după cum știți, era un fel de locțiitor al domnitorului în regiune. Cei doi au primit niște buste, au fost foarte aplicați pe învățătură, au intrat de bine prin niște cercuri înalte, învățând alături de Cezar Boliac, Ion Ilie de Rădulescu, alături de Părinte Ian Covărescu și așa mai departe. Fiind în aceste cercuri selecte, pe măsură ce au crescut, cei doi au acces la aceste idealuri care erau atunci în plină forță, idealuri revoluționare, astfel încât la 1848, în timpul Revoluției, cei doi au fost niște figuri centrale. Costache a fost de altfel șef al guvernului provizoriu și șef al cancelarii, secretar al guvernului provizoriu, pardon, și șef al cancelarii guvernului revoluționar, două funcții foarte importante, este o personalitate care și-a pus accentul foarte mult pe politica națională, nu numai locală. Iar fratele lui Petrache a fost și el implicat, a luat parte la redactarea proclamației revoluționare și în 1848, în iulie, l-a primit în Craiova pe generalul Maghieru, cel care venea în Oltenia ca să pună bazele unei armate locale. Din păcate, după cum știți, revolta de 1848 s-a sfârșit tragic și destul de repede, au intrat turcii întâi în București, după aceea la Craiova în noiembrie, iar cei doi frați revoluționari de seamă au fost arestați. Costache a evadat. A fost după 3 ani fugit, iar după 3 ani când s-au mai potolit așa evenimentele în Craiova, a revenit și a reluat locul devenind magistrat. Fratele lui a avut alt destin. Petrache a fost arestat, după aceea a fost plimbat prin diverse lagări ca deținut politic și a murit la Zizin, lângă Brașov, la vârsta de 39 de ani. În urma lui a rămas o nevastă, Maria sau Măriuța Moscu, care era și ea fiică de boier, descendentă a familiei Brătești, boierilor Brătești. Măriuța, în căsătorie, a venit cu o zestă destul de bogată. Ea a adus mai multe moșii în Mehedinți, Cloșaniu și în Dolj, Sălcuța, Lipovul și Galicia, care ulterior a fost schimbată cu Moțăței. Din căsătoria celor doi, Petrache și Măriuța, au rezultat 6 copii, 4 dintre ei nu au ajuns la vârsta maturității, doar 2 au ajuns. O fată, Ecaterina, care s-a căsătorit ulterior cu un moșier din Teleorman, de actualitate, Teleorman, și Nicolae, cel care a devenit mai târziu primar al Craiovei și despre care știm mai multe lucruri. Măriuța Moscu, după moartea lui Petrache, a început să locuiască mai mult la moșiile ei, la Cloșani și la Moțăței, lăsându-i casa fiului ei, Nicolae. Nicolae Romanescu se năștea la 1855, făcea școala primară în Craiova, după care își continua studiile în Franța și în Belgia. A făcut liceul Villefranc la Paris, a continuat studii apoi la Aix-en-Provence, și a făcut facultate urmând studii de sociologie, literatură și drept la Paris și la Liege și în Belgia.